Perioada 1944-1947 este una specială în istoria recentă a României. În primul rând, ea reprezintă singura paranteză democratică între cele două mari experiențe totalitariste românești, de dreapta și de stânga, care au marcat cea mai mare parte a secolului 20. În al doilea rând, această perioadă scurtă, de doar aproximativ 3 ani, cu toate presiunile exercitate de sferele de influență de după război, a fost scena unor Confruntări politice, relativ conștiente de erorile trecutului și dispuse la un nou început. O situație asemănătoare probabil celei trăite mai recent de societatea românească de după 1990. Că această disponibilitate a fost repede curmată și deturnată, este iarăși adevărat, ceea ce nu înseamnă însă că ea n-a existat sau că nu a fost autentică. Nu este de mirare în atare situație că perioada 1944-1947 a atras atenția istoricilor. Iar dintre aceștia, istoricul Gheorghe Onișoru, invitatul ediției de azi a emisiunii Raftul Atenei, s-a remarcat prin constanța interesului față de ea. Domnul Onișoru este probabil cel mai avizat specialist al perioadei, iar ocazia cu care l-am invitat este apariția unui nou tom semnat de dânsul despre România anilor... 44-47. Nu este primul său volum dedicat intervalului menționat, dar este cel mai important ca amploare și abordare dintre toate cele scrise de Dânsul și poate și de alți colegi de breaslă ai Dânsului. Domnule Onișorul, lucrarea dumneavoastră de 1000 de pagini o putem vedea aici. două volume. În două volume. Din motive tehnice. Lucrarea dumneavoastră de 1000 de pagini se cheamă Stalin și poporul rus, urmat de Puncte de suspensie, știm continuarea sloganului din epocă, libertate ne-au adus, pe care însă dumneavoastră o omiteți, căci numai de libertate nu poate fi vorba după 1948. Lucrarea e împărțită, cum a spus, în două volume, primul subintitulat, premisele instaurării comunismului, iar cel de-al doilea, stalinismul în România. Ca să procedem cronologic, spuneți-mi, vă rog, în ce au constat aceste premise ale instaurării comunismului din... Această perioadă sensibilă a istoriei României, 1944-1947. Sigur, în primul rând, vă mulțumesc mult, domnule Iluțiamandi, că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. E o plăcere să poți vorbi pe îndelete despre munca ta. Această carte are o mică, o mică istorie și o să încerc să o spun foarte pe scurt, în sensul că după 1990, când a căzut comunismul, am avut șansa. Fiind încă tânăr absolvent de facultate, să intru prin concurs la Institutul Adexianopol din Iași și să lucrez acolo cu unul din cei mai mari specialiști pe care a avut România pe perioada contemporană, profesor Dumitru Șandru, regretatul. Dumitru Șandru, care a fost și în un, un drumătorul meu de doctorat, care mi-a fost și șef de direct și secretar științific al institutului acolo, lucram împreună cu profesorul Alexandru Zup, cu domnul academician Alexandru Zup, prin urmare erau niște condiții excelente și mi-am ales atunci ca temă de doctorat la sugestia profesorului Șandru perioada 1944-1947 din perspectiva alianțelor și a confruntărilor dintre partidele politice din Chiar așa e și titlul lucrării, Acest este bine. și titlul lucrării pentru că Profesor Șandru mi-a sugerat atunci, plecând de la o altă carte apărută în anii 70, a lui Mihai Fătu, fost ofițer de securitate și lucrător în arhivele securității, care a scris mai multe cărți despre perioada aceasta a emergenței comunismului în România și una dintre ele era Alianțele Politice ale PCR. Și el mi-a spus, domnule, de fapt tot a fost pe invers, încearcă să demonstrez această chestiune. Am reușit să fac o teză de doctorat în condiții extrem de dificile pentru că atunci arhivele erau mai mult închise decât deschise până prin 97-98 asta a fost situația în România, cu greu să dădea câte un capăt de fond ca să vezi un dosar... Ca o paranteză, dumneavoastră știți foarte bine pentru că ați fost primul uh, președinte al uh, Colegiului uh, Consiliului Național Studiului Arhivelor Securității. Asta de... e adevărat. Uh, dar când am venit eu în 2000, deja cartea era apărută. Uh, este un moment de liberalizare atunci, deschiderea Arhivelor Securității în 2000, larg pentru uh, cercetători și pentru cei interesați și atunci a a fost și acea deschidere la Arhivele Naționale cu punerea în sfârșit la dispoziție cercetătorilor Arhivei Comitetului Central. Eu însă, până în 95, nu am avut la dispoziție decât arhivele regionale ale partidului, de la Iași, acolo unde și lucram, dar și de la Timișoara, unde am avut o perioadă de două săptămâni în care am stat de dimineață până seara închis în depozitele Păi și ce vreți să acolo? spuneți, că această carte este de fapt una scrisă într-un acvariu arhivistic mult mai mare decât prima exact. pe care, care a prima, fost... Prima carte, da, în momentul în care a trecut o perioadă de timp, profesorul Șandru m-a întrebat-o, ai gata, zic, e gata, dar îmi lipsesc un milion de lucruri și a spus, nu, hai să o facem așa. Și așa au ieșit, mi-a susținut doctoratul în 95, 96 am publicat cartea, am avut marele noroc ca cititorul, unul din primii cititori ai manuscrisului să fie regretatul Romulus Rusan. Uh -huh. Eram implicat atunci împreună cu profesorul Zub în proiectul memorial Sighet. Era la început, nu după 96 când toată lumea a venit acolo. 93-94 în Europa era de finanțare a Consiliului Europei. Eram priviți așa chiorâși de către toată lumea. De ce vrem noi să Sgândărăm trecutul, ce ne trebuie nou să scoatem, să facem dintr-o închisoare un memorial, și mai departe. Romulus Rusan a citit cartea și mi-a spus, dragă, ce eu vreau să dau drumul pe lângă acest proiect memorial SIGET, să înființez Academia Civică, care sunt tip și ce am nevoie de un volum de autor. Zice tu ești tânăr, nu ești legat în niciun fel, nu scrisesem niciun rând în timpul perioadei comuniste. Și astfel a apărut Biblioteca SIGET. Biblioteca SIGET 1 este teza mea de doctorat. După aia am mai scris încă vreo trei cărți pentru uh, domnul Rusan. Fapt este că după 2000 lucrurile au început să se deschidă. Am avut, într-adevăr, așa cum spuneți, această șansă de a fi primul președinte timp de șase ani al Colegiului Consiliului Național de Arhivă și Securității. Am preluat aproape 2 milioane de dosare de la uh, Serviciul Român de Informație și de Informație Externe. În arhiva de la Popeștile Ordeni, care este acum. În toată această perioadă de la apariția în cadrul uh, editurii. Uh, na, deci de... Fundația Academiei Civică. Fundația Academiei Civică și această carte, dumneavoastră, vă gândească că trebuie completată? Tot da. timpul v-ați gândit la proiectul da. ăsta? Tot timpul mi-am dorit această chestiune. Uh, și chiar am discutat, v-am spus mult cu profesorul Șandru, mergeam împreună în arhive, de la Iași până la București, 6-7 ore discutam, uh, vă dați seama, și l-a dus și l-a întors. Uh, și el mi-a spus, domnule, fă și să vedem. Dacă în momentul în care eram tânăr, aveam 30 de ani, ce în momentul în care se vor deschide arhivele, dacă ipotezele tale de lucru se vor verifica. Da? Uh, Vreau să vă spun că, în momentul de față, când această carte de 1000 de pagini, în două volume, pentru că se rupea. Da. Asta a fost explicația editorii de a au apărut două contracte semnat pe un volum. În acel. Apărând această carte, vă spun că nu mi este rușine din niciun rând pe care l-am scris în volumul din 9.6. Da. Pentru că tot ce am. Toate ipotezele de lucruri la care am pornit, și toate chestiunile le-am verificat apoi prin documente pe care le-am folosit din plin în, acest, în aceste două volume. De altfel, dacă tot cred ați că vreo 400 pa de pagini dintr-o mie sunt note de subtitrări. Ați și ales să începem discuția cu această paranteză care pune, pune foarte bine lucrurile în context. V-aș întreba dacă această carte reprezintă punctul final. Ea mai poate fi completată, dacă tot am ajuns să. În acest. Scuzea, în acest cu privire mod, la accesul în arhive, și. Am înțeles. În acest moment, lor. e posibil să mai apară, poate, documente din arhivele sovietice. Dar, după cum merg lucrurile acum în Federația <laughs> Rusă, mă, nu e doresc, un moment foarte apropiat. mă îndoiesc că vor apărea în următorii ani. Ele nu mai pot schimba în mod radical, pot doar datele problemei pot doar să mai confirme niște chestiuni legate de rolul pe care l-au avut consilierii sovietici în România veniți în această după, perioadă. 1948. Sau după. după după veniți după da. 1948 Până... Totuși, cartea se, uh, focusează pe perioada 44... cartea se focusează pe uh, perioada 44-47, dar cartea pleacă de la Marea Unire și se oprește la moartea lui Stalin. Da, pentru că ați uh, pus lucrurile în, am vrut în să... cadrul lor. De... Exact, am vrut, de să, am vrut să arăt nu doar preluarea, uh, răsturnarea regelui, pentru că le este un moment, practic, instaurarea comunismului propriu-zis să se petrece în perioada 48-51-52, atunci este momentul în care nou regim uh, se consolidează, uh, în care nou regim uh, câștigă aderență, în care uh, se pleacă mai întâi de la o legislație importată de la Moscova și apoi încet încet încep lucrurile să se schimbe și sigur după aia uh, uh, probabil că în anii următori o să scot Iar și... Iar în 44-47 este perioada acestor premise de care vorbeam. Perioada 44-47 este într-adevăr perioada în care încă a mai fost posibil un joc politic. Premisele eu le-am căutat în, în primul dintre cele două volume pentru a explica cititorilor și pasionaților de istorie, nu neapărat colegilor mei cercetători, studenților și așa mai departe, cum s-a ajuns aici? Cum a fost posibil? Țin minte că, și chestiunea asta m-a urmărit mult timp, cred că prin 93-94, susținând o conferință la Institutul Xenopol și prezentând o parte a rezultatelor cercetărilor mele pentru teza de doctorat, un coleg m-a întrebat cum a fost posibil. Ei, în 92-93 mi era greu să dau un răspuns complet, acum în această carte arăt cum a fost posibil ca uh, acest regim de tip comunist să fie instaurat în România. Pentru că s-a lucrat cu oameni, pentru că a existat o aderență, nu a fost totul. Sigur, uh, comunismul în România a fost în primul rând ocupație sovietică, da? sub pavăza armatei roșii a fost totul posibil, dar uh, sub această pavăză au lucrat oamenii și au fost oameni și de asta am pornit cu aceste premize. Adică oameni înseamnă români. Români, români, oameni politici, români, oameni importanți, oameni care au jucat un rol și în celelalte regimuri, pentru că noi, comunismul în așa cum foarte bine ai spus, este doar o continuare a diferitor forme de totalitarism. Noi am avut începând din 1938 trei formi, trei tipuri de regimuri totalitare care s-au succedat unul după altul. Regimul carlist, da? dictatura regală, o, regimul de autoritate monarhică, cum vreți să spuneți, dar tot dictatura regală a fost, apoi dictatura legionară antonesciană, după aia dictatura militară a lui Antonescu pe timp de război, pe, în condițiile uh, atacării Uniunii Sovietice, și dintr-o dată, la 23 august 1944, se produce acest miracol, care repune România în granițele, ei, ce o să trebuiască, fără îndeală, să discutăm, uh, dar le repune în condiții. Uh, Specific și, și cu condiții, și în condițiile ocupației sovietice. Dacă țara ar fi fost să ocupată de anglo Să Înțeleg că dumneavoastră în această carte puneți un accent, de, nu poate esențial, dar un accent consistent pe premisele interne ale istoriei comune. Pe, pe, pe asta merg. Pe asta merg, pentru că uh, premisele externe sunt destul de clare. Da. România, în perioada interbelică, a mers alături de Anglia și Franța, mai ales alături de Franța și a mers cu ei, cum să spun, până la capăt, până în momentul tragic din vara lui 1940 al căderii Franței și după aceea în condițiile din 39-40, România a fost nevoită să facă o schimbare radicală de abordare politică externă, fiind nevoită să caute sub amenințarea Uniunii Sovietice, prietenia Germaniei. A fost o prietenie din interes, dacă vreți, însuși regele Carol al II-lea, în vara lui 40, dându-și seama că nu mai are ce face, i-a trimis o scrisoare lui Hitler solicitându-i prietenia și solicitându-i să trimită trupe germane în România. Asta după ultimatumul prin care am pierdut Basarabia și Bucovina, iar Hitler a făcut acest lucru, trupele au ajuns e adevărat după ce l a abdicat deja și era Antonescu la putere, dar faptul că Hitler după uh, pactul Ribbentrop-Molotov uh, și după ce uh, România a acceptat și arbitrajul de la Viena din 30 august 1940, Hitler a garantat noile granițe ale României ciuntite așa cum era, dar le-a garantat, ceea ce a strânit furia lui Stalin care i-a reproșat uh, ambasadorului sovietic la, la Moscova că gestul celui de-al treilea, Reich, este un gest neprietenesc față de Uniunea Sovietică. Și revenind la aceste premise interne, în ce măsură fizionomia comunismului din România se datorează acestor premise interne? Păi, se datorează în primul Am rând... Am înțeles, ar că comunist, da, oricum a ar fi el, fost comunist. dar felul în care a arătat el, în ce măsură de, a depins de... Deci, oameni specificul găsim, locului. Găsim, găsim în primul rând, și de asta este important să nu plecăm de la 23 august să luăm și să vedem perioada interbelică, că, în primul rând, e de văzut specificul în care România mare, România rezultată după primul război mondial, care a fost o chestiune absolut miraculoasă, pentru că să nu uităm, România, în 1916, când a intrat în primul război mondial, avea de ales. Intră de partea Antantei, care uh, îi promitea că o să obțină Transilvania da. pe de altă parte da? erau și destui germanofi exact da. sau intră de partea Germaniei și era Titu Maiorescu, Carp, întreaga grupare de oameni din jurul partidului conservator, mai ales Marghiloman, oameni care erau dar și din trei intelectuale au fost care au avut stere, o... stere, Constantin Stere, da. sigur că da mulți, oameni care erau atât de puternici Rusiei, da. Așa încât, încât uh, ei au, uh, erau dispuși să meargă alături de Germania, care, sigur, uh, promitea românilor că le dă înapoi Basarabia s-a întâmplat, a fost un moment astral ce s-a întâmplat în, 1980, în 1918, pentru că atunci uh, am înregistrat colapsul practic a tuturor imperiilor din Europa. Atunci a căzut și Imperiul German, atunci s-a desfințat Imperiul Austro-Ungar, atunci a căzut Imperiul Țarist, Imperiul Otoman și atunci în acel moment extraordinar a fost posibilă crearea României Mari, un stat de două ori și jumătate față de vechiul regat. România avea în 1914 137.000 de kilometri pătrați, iar în 1000 la sfârșitul 1918 avea 295.000 de kilometri pătrați. De Azi mai avem 237. Da. după de... ce în 1918 se pregătea uh, guvernul să plece a, la Odessa, fără, sau, sau În vara lui 1918, România practic era Moldova dintre Carpați și Prut da. și Siret, a era cu capitala la Iași, Iașul și din Martie Caput... luase și Basarabia să Abia din martie, abia din martie s-a produs da. uh, unirea cu, cu Basarabia. Mă rog, era momentul acela extraordinar cu Iași, capitala rezistenței până la capăt, da. faptul că și, regele și, și și spuneți că plănesc. acest moment fast din istoria României până la cel de-al doilea război mondial uh, trebuie analizat ca să înțelegem totuși cum s-au desfășurat Absolut. Uh, uh, întreaga perioadă leg legate comunist chiar. Întreaga, pentru uh, perioada interbelică eu fac și o prezentare a... Evoluției politice, sociale, a societății în perioada interbelică, nu, nu insist foarte mult, dar oricum sunt vreo 100 de pagini acolo, și prezint cele două, nașterea, geneza celor două filoane totalitare, filonul legionar și filonul comunist. Faptul că în perioada interbelică, de exemplu, comuniștii au fost o, o forță absolut marginală în. Da, unul mai puternic, unul mai pe când, pe când legionarii, îi găsim în 37-38 al treilea partid uh, politic al uh, a României. După aceea, sunt oameni care au sărit dintr-o barcă, dintr barcă în alta. Da. Sunt cei care au contribuit, de exemplu, în 38 la instaurarea regimului uh, totalitar al lui Carol al II-lea, care în 1945 îi găsim la 6 martie în barca comuniștilor și nume mari, Gheorghe Tătărăscu fost prim-ministru de două ori sub Carol al doilea, viceprim ministru și ministru de externe la 6 martie 1945, Mihail Ralea, Mihail Ghelmegeanu, e o listă întreagă de senatori FRN care au trecut cu toți și au devenit democrați în un Partidul Național Popular, în tot felul de creații din astea care le explic după aia în, în volumul al doilea. După aia, sigur că de aici... Vorbind despre cele două filoane totalitare, aduc în, în discuție, pentru că așa este corect, un istoric trebuie să prezinte istoria așa cum a fost și felul în care uh, reprezentanții acestor filoane au, au avut de suferit. De exemplu, Gheorghiu Udeș, care uh, va ajunge liderul României după 1948, uh, a fost implicat în grevele de la, de la Grivița, avea doar 32 de ani, a fost arestat și a făcut 11 ani de, de pușcărie, de temniță. E, sigur că, în momentul în care a ajuns la putere. Uh, a plătit cu aceeași monedă. a, de a plătit sărăniștilor cu aceeași monedă. Da. Iuliu Maniu, săracul, a murit. Dar, în... dar, din punct de vedere al elitelor uh, politice, liberale, democrate, din perioada interbelică, puteau face altceva uh, sau puteau face ceva ca această experiență comunistă să fie arătată altfel în România? Probabil dacă nu ar fi fost această apropiere de Uniunea Sovietică, și n-ar fi fost cele două probleme care au stat uh, pentru aproape 16 ani până când s-au reluat relațiile diplomatice ca urmare eforturilor lui Titulescu între România și Uniunea Sovietică, mă refer la problema tezaurului trimis la Moscova și care n-a mai venit și nu o să mai vină niciodată, și problema Basarabiei și a Bucovinei. Rușii nu vreau să ne dea tezaurul, dar în schimb nu recunoșteau. Unirea nu recunoșteau actul plebiscitar de la Chișinău din 27 martie 1918. Deci această apropiere din sovietică a născut o, o, o frică dacă vreți în clasa noastră politică care a generat măsuri extreme împotriva comuniștilor. Primul lor congres a fost întrerupt prin intervenția trupelor Ministerului de Interne în care s-a votat afilierea la Internaționala a treia comunistă. Pentru da, că... da, eu mă referam și la uh, deciziile sociale și la deciziile ah, că da. uh, politice care au fost marcate de corupție de foarte multe ori. Uh, în carte, în carte dau, uh, dau deci câteva... Deci mă refer la acest mediu social care a fost întreținut dau, în perioada intermedică și care a acumulat frustrări. Da, 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 dau câteva documente și dau și câteva citate din memorile unor jurnaliști și... Uh, o de informații străini care au trăit în România interbelică, din care reiese că la un moment dat, în deceniul al IV-lea, corupția în România ajunsese să se instituționalizeze, că se dădea șpagă de la poștaș până la preceptor, până la prefect, până la... deci peste tot. Deci, iată, corupția nu e o chestie care a apărut după 1990. Era acolo, după aceea, politica dusă de exemplu, în mediul rural, pentru că România era un stat agrar. 81% din populația țării locuia la sate, erau țărani, marea majoritate erau săraci. Chiar dacă reforma din 1921 a fost cea mai radicală din Europa de Est și a uh, difuzat o bună parte nu a, a Nu a fost urmată de măsuri complementare Ea nu a fost exact. Țăranii au primit pământ, dar n-au primit și inventar agricol, n-au primit la timp. Uh, Bani pentru a își transforma proprietățile. Și există o legătură între această situație și avântul mișcărilor totalitariste, păi, mai fă, ales legionare? Fără îndoială, faptul că, de exemplu, în perioada interbelică, unul din sloganurile care a prins cel mai mult la populație și a fost sloganul legionarilor era Omul și Pogonul. Da. Ei veneau și spuneau, vă mai dăm noi pământ, dacă vom ajunge la putere, vă mai dăm noi să aibă fiecare un pogon de pământ să poată trăi, pentru că ce se întâmplă? Omul a primit un lot în 1921, fiecare avea 7-8-9 copii și lotul ăsta tot se După aia, peste toate, Marea ghinion a fost uh, marea criză economică mondială din 28-29, care a ținut până în 33, care i-a pus la pământ pur și simplu pe țăran și a fost nevoie ca să vină liberalii iarăși și să facă acea lege a reconversiunii datoriilor agricole, și, să taie o și, parte și, din datorii. Și atunci, când în campania electorală din 1946, comuniștii spuneau că, uh, domnilor uh, vechi reprezentanții ai politicii de până acum dumneavoastră, nu ați avut niște măsuri sociale adecvate. Aveau dreptate? Aveau dreptate, dar era o dreptate parțială. De ce? Pentru că ei au fost combătuți foarte bine și este un capitol întreg în carte despre alegerile din 1946, au fost combătuți foarte bine pentru că ei veneau cu această moștenire de tip sovietic în spate și principala o temă propagandistică în 46-a opoziției împotriva guvernului Groza, a fost tema colhozului. A spus, da, zice voi să le-ați dat pământ țăranilor în martie 45, când a fost da, o reformă agrară, da. dar cu ideea să luați tot înapoi. Ceea ce s-a și întâmplat în 49, când a început cu operativizarea. Ori chestiunea asta a prins extraordinar atunci în rândul, rândul Țărănimii. Dar nu este mai puțin adevărat că Țărănimea aceasta pauperizată a fost folosită ca o masă de manevră împotriva vechii societăți. După modelul sovietic au, au apărut chiavurii uh -huh. care de fapt erau oameni înstăriți de la sat, erau, da. erau ceea de, ce am numit în America a fermierii. Da, da. da erau oameni care reușiseră să uh, se adapteze uh, sistemului capitalist de după uh, 1918 de la noi și Uh, acești oameni au fost priviți uh, ca un fel de dușmani. Ei erau cei. Propaganda comunistă a arătat totdeauna Chiaburul ca pe unul gras, gras, gras care sugea sângele unui țăran care era cât un. Uh, cât un țăr și din această cauză sate foarte mulți din cei care s-au înscris în Partidul Comunist după 1945, după ce partidul a preluat puterea, au provenit din rândul țăranilor săraci, fără pământ sau cu pământ foarte puțin, sau acelor proletarizați care nu mai aveau nimic sau fugiseră la... Dar ați spune că erau comuniștii pe val după 1945? În politica românească? Dacă nu ar fi fost uh, trupele sovietice, nu ar fi fost. Probabil că. Dar au ar, fost? Ar fi jucat un rol și era normal să existe o stângă la noi. Pentru că noi, în perioada interbelică, uh, am avut până la 1918 rotativa liberali-conservatorii și nimic în spate, Partidul Socialist a fost o mișcare marginală. După 1920 conservatorii au dispărut din istorie datorită votului universal și a reformei agrare. A apărut din necesitate Partidul Național Țărănesc o fuziune între uh, gruparea ardelenească a lui Iuliu Maniu și gruparea țărănistă din vechiul regat al lui Ion Mihalache ca contrapartid de la PNL și a mai fost Partidul Poporului care a fost un partid de om pentru că s-a uh, creat pe baza legendic care se construise în jurul mareșalului Alexandru Averescu eroul de la Oituz, și într-adevăr în primii ani Averescu era primit dacă mergea la sate îi se punea covorul roșu și s-au țărani în în fața lui luptaseră foarte mult sub, sub da, comanda dar lui și și mai departe. dar lor... de la stânga de la stânga nu am avut un partid, Partidul Social-Democrat care a fost lăsat să activeze legal nu a depășit niciodată 2% în alegeri. Dar deci, după 1945 ar fi putut îndeplini funcțiunea asta? După 1940, de fapt, dacă privim negocierile politico-diplomatice și mai ales negocierile interne care au prefațat lovitura de la 23 august 1944, vedem acolo că Maniu și Cubrătianu, șefii celor două partide pe care comuniștii apoi le-au spus partide istorice, Uh, dar era o chestiune peiorativă și de asta eu mă feresc să folosesc în carte uh, denumirea de partide istorice și le folosesc denumirea. Erau peiorative, dar în limbajul lor aveau logica, uh, uh, cum să spun, ideologie, pro pentru că spuneau că uh, viitorul e al nostru, trecut. Exact. propaganda comunistă asta era când spuneai partide istorice, spuneai trecut, da, partide depășite, da, da, moarte, depășite, gata, da. voi sunteți la da. noi sunteți Pentru că viitor. urmează clasa da. proletară să câștige tot. exact, să... noi suntem. Și impună dictatura. Da. Ei, în perioada aceea, când s-a construit blocul național democrat sub oblătuirea regelui Mihai, deja Constantin Titel Petrescu, care era șeful social democraților, a fost imediat acceptat ca partener. Și problema era că cel de-al patrulea, adică comuniștii, care tot au încercat să tatoneze din 41 și în carte prezint pe larg pentru că din fericire am descoperit o serie de documente foarte importante în arhivele securității care arată această mișcare de în primăvara lui 1944 când frontul se apropie și când Maniu spune la capșa prietenilor săi politici și ei se duceau, vorbeau la capșa și acolo era un număr întreg de ofițeri de la Kelner, portar și a mai departe, care raportau, și da, -a 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 -a. și aveau niște nume de cod. Chiar am mai povestit chestia asta, că îmi plăcea foarte mult unul din ei, care are cele mai multe note, cred că informative despre Iuliu Maniu, îl chema Demostene. De <laughs> <De> mostene, adică. <laughs> Bine, și Iuliu Maniu se cam lăsa filat, ca să spun așa. Da, că... el nu avea nicio. Iuliu Maniu, asta apropo de ascultarea telefonilor. Iuliu Maniu, telefonul Iuliu Maniu era ascultat din 1930. Deci, Carol, când a venit în țară, a dat spusul Morozov să fie ascultate telefoanele oamenilor politici. Da. ca să fie chestiunea clară deci, de unde au venit practicile nu sunt de azi că sunt și de corupție nu, nu. Și de... din punctul ăsta de vedere Carol Al doilea este un pionier și comuniștii ar trebui să-i mulțumească pentru că uh încă din momentul în care a venit în țară, el a început să folosească serviciile secrete în scopuri politice, iar după 1938, după ce a, desfințat toate partidele politice, el este cel care înființează fronturile nașteri naționale, care este primul partid totalitar de la noi, înainte de partidul muncitoresc român, el înființează straja țării unde bagă tot tineretul, înainte de uteciști și pionieri, și el este cel care desfințează sindicatele și formează breslele, tot pentru ca totul să fie sub... Controlul și așa da. mai departe. Revenind la ce spuneam, spuneați că fără ocupația sovietică, fără armata roșie, comuniștii n-ar fi reprezentat, n-ar fi fost pe val în. Ar fi fost România. o forță marginală. O demonstrează rezultatele alegerilor în 1946, eu fac în carte... Dar cu toate o... acestea, îi făceau alianțe și în Occident și câștigau alegeri și locuri în Parlament da. și în Occident. Deci mă, era o mișcare mă, de stânga pan-europeană. Mă bucur că ai pus întrebarea, dragul meu. Uh, problema este următoarea. Uh, comunismul, uh, perioada asta a democrației populare, a fost uh, a urmat pași și etape, deși perioada e cam aceeași în toată Europa de Est, un pic diferite. De ce? Pentru că am avut țări, de exemplu, Ceoslovacia. Ceoslovacia era un stat care a avut o industrie puternică, pentru că venea din uh, vechi imperiu austro-ungar și sunt acolo uzinele Skoda de exemplu care da. produceau armamente extrem de de performant. Păi, A, ei, acolo o... unde ai un proletariat puternic, acolo ai și un partid socialist și un partid comunist puternic. Asta s-a întâmplat uh, în Germania, da, asta s-a da, întâmplat da, în Franța. dar acolo era și un regim democratic destul de extraordinar. Da, da, da. Sigur, Adică comuniștii nu au fost uh, interziși în, Beneș, în nu, nu, nu. perioada de, interbelică în Cehoslovacia. Impotrivă, iar Beneș uh, care în timpul războiului a stat și la Londra a fugit și la Moscova. E da. doar Beneș, președintele da. uh, legendar președintele, sau le, legendar și Beneș uh, a murit în patul lui Stalin, a avut această decență, a murit în '48 uh, ca președinte al Republicii. Deși el era anticomunist Așa, deci uh, Comuniștii au jucat un rol acolo Unde a un proletariat puternic România, Bulgaria, nu Albania Noi nu aveam așa ceva Din această cauză comuniștii nu aveau Mai mult decât atât O bună parte a electoratului lor Și o bună parte a muncitorilor Fuseseră uh, captați de către legionari Legionarii aveau uh, În formele lor De organizare care și în carte arăt chestiunea asta, sunt oarecum paralele cu ale comuniștilor. Comuniștii aveau celule, erau în celulă de partid, cinci oameni cu legătură superioară numai. Da. adică part... nu se știau între ei că celulă cu celulă, ci numai asta. Nu, 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 era doar legătura și îți dădea legătura. Dacă picai, nu știai. În partea asta erau cuiburi care lucrau pe același sistem. Era pe același sistem erau puiburi, erau cetățuile care erau uh, organizațiile de femei, erau frățile de cruce care erau uh, liceenii, așa și erau, aveau uh, corpul studențesc și era CML -ul. Corpul Muncitoresc Legionar. La care, în plus, legionarii au adus și accentul acesta ortodoxist, să-i spun așa, plus A. antisemitism. Sigur că da, păi erau uh, toate manifestările lor începeau cu un tedeum, se mergea cu da. preotul în față din această cauză, foarte mulți preoți, mai ales de la țară, au avut de suferit după aceea pentru aceste legături cu mișcarea legionară, poate mulți din ei au fost atrași doar de această uh, evlavie, să spunem, a, uh, a legionarilor, dar uh, uh, legionarea, ăsta este, este adevărul, ei au știut să exploateze foarte bine acest sentiment uh, ortodox uh, profund al țăranului român care no. era cred, credincios. Așa e, e cu frica lui Dumnezeu dacă vezi atunci. Ei mergeau cu chestiunile astea cu preotul înainte la țară, uh, preotul, notarul, învățătorul, erau oamenii când se întâmpla ceva te duceai la ei și ei spuneau ce să faci. No. Am înțeles de unde, sau mă rog, unde s-au împărțit simpatiile politice și de ce totuși comunismul în primul rând era foarte concurat ca și mișcare Da, și era, extremiste. comunismul la noi era, era străin de, dacă vreți, de spiritul poporului român, care este un popor tolerant. Ei nu este, românii nu sunt niște oameni extremiști, nu sunt ca drept dovadă că până și în momentul în care legionarii au ajuns la putere, aderența a fost redusă în rândul maselor. Marea majoritate a da. populației a preferat să-l urmeze pe Antonescu, a preferat mai degrabă spiritul ăsta, cazon al mareșalului, care uh, era singurul, a fost unul, cred că poate singurul, om politic din România, care uh, cam în toate comunicatele lui cerea muncă. Nu mergeți la muncă, e cam greu să le spui omul își ducă la muncă. El cerea ordine și muncă. Uh, în momentul în care a fost rebeliunea legionară, s-a văzut că legionarii au rămas practic singuri și aderența la masă, ceea ce credeau e că o să se ridice toată țara împotriva generalului, nu s-a întâmplat. Da. Și atunci a fost, până la urmă, un fiasco. Da. acum, după această experiență arhivistică, după această... Nu știu, sunt zeci de ani de când studiați... Chestia. Vreo 30, da. da. Întrebarea este, în alegerile din 1946, care a fost ponderea reală a comuniștilor? Uh, în carte dau, uh, fac un calcul, pentru că se știe uh, rezultatul oficial dat publicității: a fost că blocul Partidelor Democratice, în fost care au cunoscut 70 în ceva la sută. Da, în... Și e și greu de reconstituit, pentru că o perioadă a fost foarte greu, dar în momentul de față există suficiente documente Așa. și le-am folosit în carte. Uh, nu sunt primul care fac chestiunea asta. Uh, au uh, tot în arhivele locale, acum, ho, -ho, ho, cred că vreo 20 de ani, poate, Liviu Țărău, Bebe, Virgiliu Țărău de la, sunt doi frați, Virgil și Liviu, Virgiliu Țărău, care a fost vicepreședinte operat al CNSAS-ului, a găsit rezultatele reale de la, din Sălaj, dacă nu mă înșel. Da. Ei, Acestea sunt cunoscute. Da, 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 da. Ei după dar nu aceea, se pot extrapola. Așa, dar după aceea, în arhivele securității și în arhivele Partidului am descoperit foarte multe informații care sunt în acest volum. Și sunt în premieră? Sunt în volumul 2, da. O parte din ele sunt uh, în premieră și o fac acolo le prezint și fac un calcul din care reiese uh, pre, uh, cum să spun mergând chiar pe o marjă favorabilă comuniștilor dar încercând să nu fiu împotriva lor pentru că Iuliu Maniu a spus atunci când s-au anunțat rezultatele că rezultatele sunt inverse Da așa. Există și chiar rezultatul chestie... oficial fiind aproximativ 8 da, la 15 să spunem da, cam așa, rezultatul oficial e că Partidul Național Țărănesc a câștigat peste 50% au avut undeva în jur de 55% și comuniștii. și comuniștii împreună cu toți ai lor și cu ungurii care au luat celebrele 7% au avut deja un 35, poate 40%, nu mai mult. Dar, cum să spun asta, în condițiile în care multe lucruri furate le-am dat de bune, că știți cum hoțul neprins e negustor cinstit. Au fost anumite zone în care a fost echilibru, însă au fost zone în care comuniștii au fost bătuți măr, de exemplu, în Bucovina, în nordul Moldovei. Adică bătuți măr cu documente. Bătuți măr Se cu poate documente. demonstra cu documente. Bătuți măr cu documente, cu documente din de la Partidul Comunist. Deci eu public aici nu documentul cel îl mulg așa bine, da. este un raport extraordinar redactat atunci, imediat după 19 A, în care se analiza în care se analizau rezultatele și reale. Grijelile. Da, și rezultate reale. Și atunci se dădeau rezultatele reale pentru că imediat după alegeri a început o adevărată nebunie și au început să cadă capete. Păi dacă tu ai câștigat alegerile, de ce cad capetele? Da. Plus că sunt tot felul de informații care s-au păstrat de atunci, de exemplu, în instituțiile militare, de exemplu sunt rapoarte, documente care am găsit la Timișoara, care comandantul spune, au votat soldații, zice rezultatul tehnic a fost 75 sau 85% blocul, 15% și că tehnic 60% au votat pe NCO. tehnic. Da. Adică de fapt ce a fost acolo? Da. Ei au numărat, și, bă, 60% da. au fost peretrași. Problema e că aceste procese verbale ale, uh, au fost distruse. Așa au fost distruse. Au fost. Au, au fost distruse, dar ele au fost topite, deci, întâi, o parte din material, o parte s-au păstrat, o parte însă din ele au fost folosite în aceste sinteze. Plus că sunt și rapoarte ale uh, siguranței, în care peste tot se vorbește despre uh, trădare, despre uh, faptul că celule întregi de partid în uh, noaptea alegerilor, au trecut la țărăniști și așa mai departe. Sunt, după aia, cazuri că vă spuneam că la țară, uh, preotul cu învățătorul și cu notarul erau oameni, uh, sau jandarmul erau oameni la care te duceai. Păi au fost cazuri în care preoții și-au spălat păcatele pentru că au mers cu cruce în fața legionarilor, pentru că, uh, mai ales femeile care au votat prima dată la 19 noiembrie da. 1946, erau speriate uh, pentru că preoții le spuneau că uh, dacă vin comuniști, o să se desfințeze biserica, o să fiți băgați cu toții la colho și o să mâncați hrană la cazan. Și copiii voștri vor fi deportați în Uniunea Sovietică. Și atunci, femeile sunt în rapoarte ale uh, organelor de partid în care spune femeile, deși le-am arătat cum să voteze, deci au intrat cu ele în capină, și că erau foarte speriate și nu, nu puneau uh, pe soarele, care era simbolul electoral al blocului Partidelor democrați și al Comuniștilor, ci căutau ochiul care era simbolul pnt Deci de față cu activistul de partid. Deci 35% cu multă indulgență, da, spuneți dumneavoastră. Da, da. Undeva dar cred că să un mai 3, un 5, un 10, totuși rămân 25%. Cum se împarte procent, cum se împacă procentul acesta da, dar cu faptul că uh, ei nu aveau aderență, cum am înțeles gândi mai gândiți -vă, gândi -vă însă politică în România. că aceste 35% din voturi erau împărțite între Partidul comunist, Partidul Social-Democrat social Democrații social începuse să câștige o oarecare da, aderență adică la muncitură. Locul o, acesta era format da. din 7-8 formațiuni. Era frontul formațiuni. plugarilor care da. a atras multe voturi, mai ales de la țăranii Săraci pentru că în 45 pentru Groza le se pământ. Așa. După aia erau acest partid al intelectualilor, care n-a făcut însă mare briză Partidul Național Popular. Mai erau o aripioară din PNT Alexandrescu, dar era Tătărescu. Era Gheorghe Tătărescu, care avea uh, regiuni în care uh, uh, organizațiile tătărăsciene erau mai puternice decât organizațiile lui Da. Și atunci, și de aici au mai. Uh, și au mai poate venit. și de aici prestația slabă a liberalilor. Absolut, deci liberale au fost efectiv depășiți uh, pentru că uh, s-a polarizat totul. Deci, alegerile din 46 n-au semănat cu alegerile din perioada interbelică decât într-un singur aspect, și anume că s-a furat, pentru că și în perioada interbelică s-a furat. Poate și al violenței, de așa, și în perioada interbelică, deci uh, în carte uh, fac discuții referitoare la toate scrutinurile din perioada interbelică. În toate cazurile s-a furat și în toate cazurile au fost violențe partidul, mai, pentru că era acest sistem, regele chema un partid și îi dădea să organizeze alegerile. Adică să le câștige. Și partidul care, păi, cum vă explicați, pe ul câștigă cu 7, cel mai mare scor și ăsta probabil că a fost pe bune la alegerile din 28, că a fost ca o chestie a schimbării, Partidul Național Țănesc a luat 78%, 77,76%, dacă nu mă înșel. Așa. Și după doi ani de criză dintr-o dată, regele îl numește pe Iorga și partidul nu știu care și Iorga cu ajutorul lui Argetoianu fac alegeri Uniunea Națională și câștigă 45%. Nu se poate. N-ai cum. Un partid care n-a existat până atunci decât pe hârtie, Iorga era un mare vorbitor și, mă rog, da, el dacă candida undeva era ales uninominal pentru că îl cunoștea lumea, dar el, ca om politic și ca partid politic, el nu a avut. Și nu a zis, avea, cum, nu sigur, atunci cum, cum da, îți da, da, Revenind, uh, bun, deci comuniștii, atât cât au uh, câștigat, a fost uh, până la urmă împărțit și cu restul partidelor din bloc. Sigur, da. sigur. sigur și pondera lor este, de fapt, și ea redusă. Da, Pe și, lângă... în, și în numărul de deputații când au împărțit, cei mai mulți deputați, dacă nu mă înșel, cred că au fost de-a lui Tătărăscu. Bine, diferența de 4-5 da. oameni, dar a fost... Da. Uh, uh, în funcție de algoritmul lor. s-a uh, da, inter... stabilit, da, Gheorghiu deja a fost în uh, primăvara lui 46 la Stalin. Stalin l-a întrebat da. cum, cum ați împărțit. El a spus că suntem șase partide, așa și a spus, nu, 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 zice, astea erau două mai mici, zice, lăsați-le așa. Zice, voi cu Tătărăscu și cu social democrat voi sunteți și cu Frontul Plugarilor. Zice, asigurați-vă cu Frontul și cu ăsta, că aveți totuși o majoritate în caz de ceva și mă rog, tătără, da, Tătărăscu a mers și Petru Groza la fel, deși, uite și Petru Groza, Petru Groza este un om politic burghez, el îl găsim în guvern, un guvern României, în primul guvern Averescu, în 20, după aia îl găsim iarăși în al doilea guvern Averescu, ce deci, a fost de două ori uh, ministru, era unul din cei mai bogați oameni ai țării. Și totuși, el a fost apropiat de stânga, a avut acel episod din decembrie 43 când căzând o celulă comunistă l-au prins și pe el și a făcut vreo lună de pușcărie, fiind de eliberat, atenție mare, în urma intervenției lui Iuliu Maniu pe lângă Mareșal Antonescu, deci Maniu personal a intervenit ca groza să fie eliberat. Cum s-a purtat Maniu cu el, și cum s-a purtat groza după aia. Asta e altă, altă chestiune. Iar groza, deși era bogat și era, a mers cu frontul pugar, a mers comuniștii până în pânzele albe, îi era tare simpatic lui Stalin că se ducea și spunea bancuri lui Stalin și lui Stalin groza era foarte simpatic și de asta și a fost de mai multe ori la Moscova și când în 52 Gheorghiu Dej, eliminând grupul Paucăr, Vasile Luca Teohare Georgescu, a rămas singurul stăpân practica României, atunci de bea a luat decizia de a prelua și conducerea guvernului și a-l schimba pe Petru Groza, dar l-a pus președintele prezidiului care era șeful statului de fapt. Mă rog, fără putere, dar Petru Groza a murit ca șef al statului, a fost înmormântat pe afet de tun cu toate onorurile și deși avea pe urmele lui și el serviciile secrete comuniste securitatea. La urmărit și pe el să vadă ce face, pentru că lui, Gheorghe, lui Petru Groza îi plăcea o femeie frumoasă, îi plăcea o șampanie. Da, îi plăcea era, un chef. Era cel puțin cum spuneam, boemul. Da, e o chestie Comunic. foarte interesantă la urmă, că se vorbește la un moment dat, un raport al securității. Spune că directorul operei masini îi trimite domnului prim-ministru baletiste. 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 da. obicei care totuși s-a perpetuat. Cam mai auzit. Păi s-a perpetuat pentru că aceste chestiuni le găsim în dosarul lui Teohare Georgescu. Teohare Georgescu din 45 până în 52 a făcut adevărate orgii în biroul lui de la Ministerul de Interne. Veneau mai ales femei de polițiști arestați care au tinere, tinerele, fumușele și care pentru a obține eliberarea soțului lor trebuiau să-i facă pe plac, fie chiar acolo în birou, fie dacă nu, le ducea el, prin dreapta, prin stânga. Și sunt foarte multe, dosarul lui e plin. Episodul, Episodul acesta. Și al, la fel și Vasile Luca. Al întâlnirii lui uh, Deci cu Stalin și al uh, pregătirii uh, strategiei alegerilor este foarte interesant pentru că arată o ponderare a, uh, a implicării și a explicitării, până la urmă, politicii comuniste, care avea să fie foarte clară după 1948-49 încoace, dar care până atunci, în alegerile acelea, nu trebuiau să fie prea mult expuse. Sigur că, da, rușii au, îi chemau pe conducătorii comuniști români la Moscova și le dădeau directive sau le transmiteau prin intermediul lui Caftaradze, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, sau prin intermediul celor din Comisia Aleată de Control, Mareșalul Malinovski sau Generalul Vinogradov. Dar toate aceste lucruri erau făcute, cum să spun, păstrându-se anumite chestiuni măcar de suprafață pentru că încă nu era semnat tratatul de pace. Tratatul de pace a fost semnat abia pe 10 februarie 1947 și el a fost până la urmă un compromis la începutul războiului rece. Și cele Două superputeri deja, pentru că uh, britanicii, după 45, erau sleiți, n-au mai putut să facă nimic, s-a rămas între. a fost o discuție clară între ruși și americani, uh, au făcut acest efort de a încheia pacea pentru a evita situația de la sfârșitul primului război mondial, când la Versailles uh, Rusia sovietică nu a fost invitată, și de aici ești o breșă de securitate cu rezultatele Pe care le știm. Ori aici până în 47 și aici este și o chestiune pe care o prezint și eu în carte întâmplător la un instructor al, din partea Comitetului Central de Partid al Partidului Comunist, Emil Popa, i-a ieșit păsărica din gură, chiar la ea și-am găsit informația. Zice, suntem după alegeri, deci nu vom mai avea șantaj, putem să trecem la fapte. Da. Asta e marte martie 47 și, într-adevăr, în primăvara lui 47 începe Hăituirea adversarilor politici pe față, arestări masive la țărăniști. În scenarea fără... de la Tămădău? Tămădău. Da, Tămădău este un scenariu, dar cum să spun? Mai degrabă i-aș spune că nu e un scenariu, cât este o cădere în plasă a lui. Eu am scris o carte în 2008 despre operațiunea Tămădău și acolo am încercat să arăt și reiau și aici faptul că de fapt acolo a fost o cursă abil. Foarte bine pregătită, în care Iuliu Maniu a căzut și mă mir cum a căzut, pentru că Iuliu Maniu era un om care își măsura nu fiecare cuvânt, fiecare virgulă. Numai cât s-a rugat regele Mihai de el la 23 august să preia conducerea. Nu, nu, nu. N-a vrut să fie el, să facă un militar, nu a vrut. Deci, n-a vrut și câteva luni de zile au tras toți, până și comuniștii spuneau, nu Done Maniu, dumneavoastră să fiți prim-ministru și era, nu, un militar un militar și după aia să se predea puterea civililor. Ei, un om ca el, la un moment dat, când și-a dat seama că s-a renunțat la, la, perdea și că, în mod clar, comuniștii vor... Când și-a dat seama? În primăvara lui 47. În primăvara a -a lui... atunci? Atunci și-a dat definitiv seama. Nu, el încă din 45, după instaurarea guvernului Groza, s-a întâlnit cu Barton Berry, care era reprezentantul politic american la București, și i a spus, domnule Berry, Uh, Măcar am, fost înșelat, am fost înșelat și odată cu mine, zice: Eu am înșelat milioane de români care mă uh, urmează. Zice: Spuneți-mi dacă voința Americii este ca România să fie comunizată, și atunci eu mă voi pune în fruntea românilor și le voi explica necesitatea. Dar dacă nu spuneți-mi și mă voi pune în fruntea lor și vom răsturna guvernul. Nu i s-a spus. Și nu i s-a spus. Nu s-a spus nimic. Și atunci el, -a dat de în primăvara lui 47, el a luat decizia de a trimite, cum spune și în anchetă cu, cu mare curaj, inima și mintea partidului în afară. Deja era un, un grup important de oameni politici, de diplomați care rămăseseră în afara granițelor țării în frunte cu Grigore Gafencu, fost ministru de externi care era apropiat de de țărăniști. Și atunci el s-a gândit, era generalul Rădescu care fugise spectaculos mm -hmm. din țară, o mm -hmm. evadare se poate face un film de, de pe această chestiune, deci era și el acolo. Ultimul prim-ministru anticomunist era Constantin Vișoianu, ultimul ministru de externe din guvernul Rădescu care era și el fugit în afară și atunci el s-a gândit să fac o echipă pe care s-o trimite în afară ca să formeze acolo un fel de guvern în exil. Inima și mintea. Exact, să-l trimită pe Mihalache, care era numărul 2 și era uh, omul care era avea cea mai multă încredere. Așa, să-l trimită pe Penescu, Nicolae Penescu, care era secretar general al era un om tânăr, pentru a organiza cadrele de acolo, să-l trimită pe Nicolae Carandino, care era directorul dreptății, ca să se scoată și un ziar în afară și să-l salveze pe Ilie Lazar, care era urmărit săracul și care era gardă de corp al lui, a lui, Iuliu Maniu, practic. Ăștia erau oamenii care au trebuit să, pe la care s-a gândit el să plece. Și în momentul în care el se gândea cum să plece, a venit această ofertă din partea unui doctor Gafencu, Constantin Gafencu, care n-are nicio legătură cu Grigore Gafencu, deși Iuliu Maniu a crezut că are, pentru că atunci când l-a prezentat, l-a întrebat ce mai face unchiul Dumitale Grigore. Așa? Acest Gafencu, multă lume a crezut că el a făcut, el a fost autorul în scenarii, dar nu este adevărat. El era medic și vrea să studieze în Elveția. Nu li se dădea viză și atunci el avea bani și a spus, zice, eu plătesc, caut piloții, îi plătesc. Iau cu mine niște reprezentanți politici, ca în momentul în care am ajuns acolo, să primim cu toți pașapoarte și vize, și eu să pot să rămân și să lucrez în Elveția. Ei, întâmplarea face că în momentul în care s-a ajuns la identificarea piloților, aceștia au transpirat, sifonat. au sifonat imediat informația și de acolo au intervenit consilierii sovietici și reprezentanții Ministerului de Interne și a fost construită foarte frumos plasa în care au fost culeși acești lideri și sigur, după aia dimineața de 14 iulie arestat și Iulie Maniu. Pentru ca procesul să fie completat cu forțarea abdicării regelui Mihai. Sigur, aici, aici a fost o chestiune, și. E foarte interesantă pentru că regele Mihai este ultimul cap încoronat din Europa de Est. Da. El a rezistat cel mai mult. El reușit să-l impresioneze prin Stalin, prin actul de la 23 august. De unde uh, și decorarea? De unde și decorarea cu Ordinul Papieda, Victoria. Uh, mai mult decât atât, Stalin ne-a făcut cadou și două avioane, două avioane mici, știind pasiunea regelui pentru uh, mașini și avioane. Se interesa totdeauna când se ducea un lider comunist ce face regele. Dar și guvernul Groza, cumva, i-a pus la dispoziție o mașină importată. Da, din... da, da, da. Avea această. Mă rog, închipuiți vă că avea 23 de ani. 23-24 de ani, aveam în 44. Însă, momentul 6 martie 45 a fost unul în care Mihai a demonstrat că, deși e tânăr, încearcă să cedeze, dar până la urmă nu a avut ce face. Și atunci a fost un moment foarte important pentru că Iuliu Maniu i-a spus regele, în momentul în care a venit Vășinski de la Moscova și a cerut imperativ guvern Petru Groza, Maniu i-a spus, majestate, rezistați cu orice preț, pentru că în felul ăsta Stalin își va da jos masca, suntem încă în timpul războiului, americanii vor reacționa, va ieși scandal, tămbălău, o să se întâmple ceva. Ei, Până la urmă, regele sfătuit și de o parte din anturajul lui a luat calea mai cu minte și a spus ok, îl numesc pe Petru Groza că ca, ca la rigoare să-l dau deoparte. Problema asta i-a apărut destul de, de repede această posibilitate, deci din martie undeva în august când suntem la conferința de la Potsdam, când nou președinte american Truman, pentru că Roosevelt moare în aprilie, vine și schimbă registrul cu Stalin și spune guvernul Groza a fost impus în urma unui uh, ultimatum dat regelui Mihai. Regele chiar atunci, în perioada aia, atunci a, fost, uh, a primit și legiunea de merit. Asta, ca să fie chestiunea clară, că nu i-au dat numai rușii, uh, da, da. Așa, a primit și legiunea de merit de la americani și regele atunci face celebra mișcare cu greva regală, greva regală, când cere demisia lui Petru Groza și, mă rog, se adresează puterilor aliate. Ăla e momentul în care s-a dus de la inima lui Stalin, Stalin și-a dat seama, dar totuși încă l-a mai tolerat pe, pe, tron, la alegeri din 46, de exemplu, iarăși Maniu a mers la rege și i-a spus, majestate, nu mergeți să citiți mesajul tronului pentru 1 decembrie pentru că legitimați o... furtul, da, legitimați furtul, da, toată perioada interbelică regii citiseră și atunci iarăși a mers pe ideea să, să semneze, să Țin acest discurs pentru că eram înainte de uh, tratatul de pace. După tratatul de pace, lucrurile erau clare, regele a fost din ce în ce mai uh, izolat, din ce în ce mai. Și atunci el, uh, în noiembrie, primește acea invitație de a merge la anuntare actualei regine Elisabeta, uh, a doua a Angliei. Da. Și toată lumea credea că Așa. nu se mai întoarce? Uh, da, toți au crezut că el nu se mai întoarce. La Londra i s-a spus clar, nu vă mai întoarceți. Deci, el a încercat să obțină sprijin de la englezi, de la casă, și s-a spus: Nu vă mai întoarceți, că e posibil, da? Totuși, el s-a întors și până la urmă s-a ajuns la această formulă. Mi pare că, până la urmă, Stalin n-a vrut să se murdărească, nu știu ce să, să-l nu știu ce a vrut să facă, dar, în orice caz, e clar că indicațiile pe care le-a primit Petru Groza au fost ca să se poarte cu mânușul cu regele, dacă acesta semnează, și, într-adevăr, el a semnat. Uh, actul de abdicare, iar în momentul în care a plecat de la Sinai, uh, pe 3 ianuarie 1948, uh, Gheorghiu deja a dat și public documentele, Gheorghiu deja a dat ordin ca în valizele care a plecat o, o întreaga suita, regelul a reușit să salveze câteva zeci de oameni atunci care au plecat cu el, marea majoritate dacă ar fi rămas pe loc, sigur ar fi fost arestat și probabil că ar fi murit în temnițe el i-a luat pe toți la fiecare din ei s-a făcut control valizele regelui și mașinile cele două mașini ale lui au fost urcate în, pe platforma trenului și valizele la fel, fără ca nimeni să îndrăznească, fiind acest ordin expres dat de Gheorghiu Udeș și la urmă și a și raportat că regele a plecat cu bine și iar Petru Groza a anunțat în ședința de guvern că a fost o despărțire a Deci toată acțiunea a fost de colivență cu Moscova. Fără îndoială. Fără îndoială. Și, și decizia, faptul că uh, s-a hotărât uh, și momentul excepțional ales, vă dați seama, 30 decembrie, era în lajunul da? anului nou, era regele, regele venise, da, regele venise a anunțat că vrea să se căsătorească și asta a fost o nouă chestiune, deci nu ajungea că le-a venit regile înapoi, el la nunta reginei Anglia a cunoscut-o pe Ana, regina Ana, viitoarea regina Ana, Ana, de Bourbon Parma, se pare că a fost de fudră, a fost dragoste, cum zic în greș, love at first sight, dragoste la prima vedere, și s-a întors și i-a spus, spus lui Petru Groza, zice, m-am hotărât să mă căsătoresc. Groza, o majestate, dar țara e săracă, nu-și permite o nuntă regală și el a spus, voi suporta din veniturile pe care am de pe domeniile coroane și el zice, nuntă o fac eu, nu cer un leu de la de la țară. Și în momentul ăla se pare că s-a hotărât gata. Și a fost ales foarte bine ziua de 30, regele era deja plecat la la Peleș să facă Probabil că într-un fel exista mai multă toleranță față de el ca om decât ca simbol, nu? Da, da. Era și simbolul. Era, a existat fără îndoială și mie în Stalin era suficient de deștept să nu forțeze lucrurile pentru că, repet, nu avea sens el obținuse toată România. Se putea dispersa de de Mihai. Ba chiar la un moment dat Stalin a spus că dumne, nu e chiar așa incompatibil comunismul cu monarhia, că sunt republici vai de capul lor și dădea exemplu lui Hitler. Da, da, da. Adică Dar și... cum se poate comporta și un Udeș. Deci. regim... Deci dă în 46 un interviu când era la Paris, la conferința de pace, când s-au definitivat tratatele, că tratatele s-au definitivat în vara lui 46, în 47 a fost doar ceremonia semnării și dă un interviu, cred că pentru François, dacă nu mă înșel, și cred că nu mă înșel, în care întrebat de reporter cum se împacă comuniștii români cu monarhia, a spus noi comuniștii români credem că ne slujim mai bine țara cooperând cu regele și monarhii patrioți. Monarhii patrioți. Asta era și o strategie de campanie electorală. Sigur că da, sigur că da. Pe de altă parte, după un an de zile, în septembrie 47, când are loc conferința de la Sclars Poreba în Polonia și este înființat biroul informativ Cominformu, atunci deja se pune problema și în, la discuții Gheorghiu Deș, bine, în discuțiile închise între liderii comuniști, anunță că a venit timpul să rezolvăm și această Problemă. Și aici, iarăși, un rol foarte important a jucat pentru Groza. Groza este cel care uh, care l-a sunat pe rege pe 29, conform planului făcut cu Gheorghiu deș și l-a invitat pe rege la uh, București, spunându-i veniți și cu regina mamă. Uh, mm -hmm. Pentru Le că, că crede că e o chestiune de familie. Nu. E da. o chestiune de familie și atunci regele a crezut că e vorba de asta, a luat mașina și a plecat cu, cu mama lui, au venit. Aici, aici, când au venit imediat, au fost încercuiți, înconjurați, tăiate toate legăturile și sigur s-a spus clar, ori semnați, ori dacă nu vor fi consecințe. Și după câteva ore, ei, și atunci sigur este acea uh, povestire pe care care nu se găsește în, în documentele oficiale, pentru că nu avea acum, dar uh, pe care o, o cred. Faptul că în momentul în care regele s-a retras uh, se gândească și, mă rog, regina era și. Asta țin minte că mi-a povestit în 1997 chiar Regina Ana. Ne-am întâlnit la Sighet, la Bistrița când a fost o emisiune de două ori făcută de TVR1. Cred că George Bonar era atunci realizatorul și regele Mihai a discutat timp de două ori cu un grup de istorici între care am fost și eu și după aceea am fost la o masă și la masă am avut onoarea să stau lângă Regina Ana și ea mi-a povestit această chestiune pe care o mai citisem și în alte, în alte părți, legat de faptul că, în momentul în care regele s-a retras să se gândească ce, ce face, regina mamă, care era terorizată de figura cruntă a lui Gheorghiu Deș, care era un tip așa când vrea să se încruntă, se încrunta. Deci a fost și pistol? Așa, acolo. și și, și, și uh, Petru Groza s-a dus lângă ea și a arătat așa discret că avea pistolet da. și a spus. Zice, majestate, când mă gândesc ce a pățit săracul Antonescu, am venit pregătit. Da, da. În, și sigur că asta În final, decât. domnule profesor Onișoru, practic acest episod închide perioada pe care cartea noastră a luat-o în discuție, dar și interviul nostru. Dacă... Dacă puteți sintetiza ce a reprezentat epoca aceasta sau perioada aceasta de numai trei ani, că epoca nu o putem numi în este, pentru istoria e, e apare ca recenta a României. a apare ca epoca democrației populare, pentru că democrația populară este, pornind de la ceea ce a zis dumneavoastră, o chestiune hibrid La un moment dat, Stalin i-a spus lui Miroslav. Gilas la în, în ianuarie 1945 la Moscova că astăzi socialismul poate fi construit și în Anglia cu regina pe cu regele pe tron. Este o perioadă hibridă, o perioadă de trecere, o perioadă în care în condițiile în care se discutau condițiile păcii și era stabilită configurația postbelică a lumii, inclusiv înființarea Organizației Națiunilor Unite, într-un context în care lumea era la începutul războiului rece și regretatul academician Florin Constantiniu are o carte în care 2 x 2 fac 16, în care consideră că primul semn al războiului rece a fost instaurarea guvernului Groza Uh, și sigur că are, are mare A parte. Fost A fost primul moment strident fost primul moment în care aliaților. Exact, primul moment care l-a făcut pe uh, Roosevelt să spună lui Averell Harriman că să-i spună uh, secretarul său, cred că Hopkins, să-i spună că Averell Harriman, care ambasadorul la Moscova are dreptate, uh, nu, nu, se pot face afaceri cu Stalin, weekendul business cu Stalin. Uh, a fost o perioadă necesară pe care uh, Stalin a folosit-o pentru a arunca praf, dacă vreți, în ochiul Occidentului. Pe de altă parte, și Occidentul nu prea mai avea ce să facă. În momentul acela, Europa era practic ocupată din punct de vedere strategic de armatele uh, uh, sovietice, Armata Roșie. Marea Britanie era sleită. Uh, francezii veneau după o mare umilință, iar americanii și așteptau băieții acasă, fiind mai degrabă interesați de ceea ce se întâmpla în Japonia și zona, zona, Pacificului. Stalin a simțit că lumea nu e pregătită, Occidentul nu e pregătit pentru un al treilea război mondial și atunci a jucat fie la a brufat, fie la Cacialma, fie a jucat forțând anumite limite și împingând, practic, limitele comunismului până la Berlin. Și, și acolo, zona aceea, buffer, de care și acolo a unde a, a căzut acea cortină de fier, devenită celebră după discursul lui Truman, nu. lui Churchill. Al lui Churchill, pardon, din Mizuri, în care a spus că în Europa a căzut cortina de fier, și în spatele ei sunt vechile capitale, varșovia. De la Gdansk până nu. da. de la la Trieste, da. De la dans la Trieste. E, aceste două volume sunt o încercare de a uh, uh, sumariza, dacă vreți, experiența mea de 30 de ani de de muncă din arhive, nu doresc niciun caz să fie ultimul răcnet în această perioadă, dar Există în momentul de față, sunt tot felul de tendințe de a se scrie, sunt tot felul de abordări foarte interesante, moderne și așa mai departe, și sigur că aceste lucruri trebuie salutate, dar eu zic că e necesară și o astfel de scriere clasică. De, de scriere, dacă vreți, clasică da. care se adresează și studenților. Că există și abordări, de ce să nu recunoaștem, ideologizate. Absolut. Cu atât mai mult avem nevoie de o abordare istoriografică autentică. Eu am încercat să fac pe cât posibil să fiu deasupra evenimentelor, poate așa cum a spus la lansarea cărții la Academie, cum a spus academicianul Răzvan Todorescu, că mi-am făcut mulți dușmani spunând adevărul. Dar mai degrabă îmi fac mulți dușmani spunând adevărul, decât să-mi fie rușine mâine. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, domnul profesor Gheorghe Onișor. drag.